Am dorit tot liceul să ajung la internațională și între 12 ani, în sfârșit, am reușit. Era la tot alt nivel decât orice concurs la care fusesem înainte. La internațională nu ne mai concuram între noi. Acolo concuram pentru România toți și pentru mine nu a contat faptul că am avut cel mai bun punctaj. A fost o surpriză, într-adevăr, dar n-a contat prea mult. Te antrenezi ani de zile și totul depinde de 6 probleme. Poți să ai o zi mai proastă și toată munca să fie pierdută din... La această ediție a fost o problemă pe care am rezolvat-o cam toți. Cred 5 din 6 concurenți români au rezolvat problema. Era să găsești o funcție care satisface anumite condiții. Cu toții am găsit acea funcție, dar n-am verificat-o până la urmă și am pierdut un punct din 7 pe problema respectivă pentru o chestie trivială. Și pe unii chiar i-a costat un pas în plus la medalii. Cam în tot liceul lucrat, să zic, 4-6 ore pe zi. Pauze nu prea făceam, nu existau, chiar și în vacanță pierdeai ritmul dacă luai o pauză, dar o făceam cu o mare plăcere și eram foarte entuziast să rezolv probleme tot timpul, chiar și când mă culcam gândindu-mă la o problemă. Și dimineața câteodată apărea o soluție. Știam că pentru a ajunge la o universitate de top din Statele Unite, ar fi bine să am o medalie la internațională. La începutul anilor 2000, a avea o medalie la internațională era unul dintre cele mai importante criterii pentru a intra într-o astfel de universitate. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Cel puțin acum 10-15 ani, era văzută Olimpiada ca o cale de a ieși din România, să scap de aici cumva. Era, nu știu, un fel de mentalitate de ghetto așa. Ai prins trenul ăsta și gata, dispar de aici. Ești în altă lume, nu știu. Dar acum, totuși, cred că lucrurile stau altfel. Sunt alte căi de a descoperi lumea, de a ajunge unde îți dorești, nu numai Olimpiada. După ce am terminat studiile în 2007, m-am întors în România. În acea perioadă exista un val de entuziasm între studenții din străinătate, români, de a se întoarce în țară. Am prieteni olimpici și ei care s-au întors cam în aceeași perioadă. Unii dintre ei au rămas în România, alții au plecat iarăși, cum este cazul meu. După 4 ani am decis să îmi continui studiile, să fac un MBA în Franța, la INSEAD. Am plecat în Franța, un program de un an, după care am ajuns în Olanda, unde lucrez la o firmă de asigurări. Pentru moment îmi place, dau seama că am posibilități să cresc, cred că la un moment dat am să plec din Olanda, dar nu știu cât de devreme, pot să mai stau câțiva ani. Nu știu, mă tentează și Londra, mă tentează și Elveția, să vedem. Există o mare mobilitate totuși la nivelul european la momentul actual.